Dragii mei, frați și surori, în credința în Domnul Iisus Hristos, mă bucur să vă întâlnesc aici la dumneavoastră acasă și doresc din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, vreau să salut pe prietenii dumneavoastră, pe cei care probabil că i-ați invitat să vină aici, pe dumneavoastră, stimați prieteni, care n-aveați nici măcar ca și frații mei vreo obligație să veniți aici și ați venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze la fel de mult. Să vă dea tot ce aveți nevoie și să se atingă de dumneavoastră și de familiile dumneavoastră. Amin. De asemenea, salut și eu pe domnul primar și toate autoritățile. Apreciez foarte mult pentru că încă, și vă rog să țineți minte cuvântul ăsta încă, în România mai există vremuri de asemenea libertate maximă, zic eu. Maximă. Noi, evanghelicii, trebuie să știm că suntem în continuare minoritari în țara asta și totuși Dumnezeu ne dă niște legi care ne oferă posibilitatea să ne manifestăm public, cum facem și acum aici, credința noastră și să putem tot în mod public și liber, chiar protejați de autorități, să proclamăm Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Ce să vă spun? Dumnezeu să fie lăudat pentru vremurile astea. De fiecare dată când mă uit la vremurile astea, am o bucurie care deja în parte mi-am spus-o și am și un mare regret. Tot timpul, de fiecare dată. Regretul are legătură directă cu noi, biserica, pentru că eu zic, nu am știut ce să facem exact cu toți acești ani până astăzi după Revoluție. Cred că foarte mulți din anii ăștia i-am pierdut, încercând să agonisim, să alergăm, să mișcăm. Sigur că într-un târziu, spunea cineva în biserică unde slujesc și am alergat degeaba prin toată Europa, ca să-l citez exact, și am venit cu mâinile goale acasă. Deci stăteam în țară, zice, cred că aveam mai mult decât am acum, adică nimic. Deci, îi și o chestiune. Fiecare își va trage linia la final. Dar cred că vremea asta pe care o avem este un mare dar de la Dumnezeu. Vreau să apreciez public pe cei care ați dorit să faceți sportul ăsta aici, în aer liber, care ați cheltuit energie, credință, rugăciune, bani, care ați avut emoții și veți avea ce se va întâmpla, cum va fi, cât va fi, cum va lucra Dumnezeu. E un lucru greu de făcut asta. Și eu, în general, dacă mă urmăriți, tot timpul apreciez pe cei care creează evenimentele astea, pentru că vreau să vă spun dumneavoastră, stați pe scaune, unde aveți și apă, cât de cât e liniște, e chiar foarte bine. Să știți că întotdeauna în spate sunt niște oameni. Și vă mai spun, în general, în spatele oricărui eveniment este un om. Unul. De aceea, câteodată când citiți Biblia, Dumnezeu spune, caut un om. Și vă întrebați, ce să facă Dumnezeu cu un om? Dumnezeu poate să facă cu un om foarte mare lucru. Numai omul ăla să fie om, să fie credincios și mai ales să fie predat cu toată inima lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți care ați lucrat să existe evangelizarea asta. Și Dumnezeu să vă ajute să continuați. Câteodată e greu să începe un lucru, foarte greu, dar cel mai greu este să îl duci mai departe. Bun. Mă bucur să fiu un copș amică pentru prima dată. Nu am tot timpul bucuria asta. General mă duc și în multe locuri în care am mai fost de multe ori. Și acum am așa o emoție foarte faină, foarte specială, să fiu într-un loc în care n-am mai fost. Am așa curiozități, mă uit peste oameni, sunt ca un copil, oricum sunt un fel de copil până la capăt, așa că îmi doresc foarte mult, odată cu emoția de a veni în Copșa Mică, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți din Copșa Mică și împrejurim și spuneți și voi pentru voi și eu pentru voi, amin. Niște prieteni de-ai mei m-au întrebat asta, unde mergi la evanghelizare? Și am zis, sunt Copșa Mică. Și au avut așa un fel de zâmbet. Li se pare așa interesant, Copșa Mică. Și la unde e Copșa Mică? Nici nu știam unde e exact. Eu cam știam. Aveți o reclamă foarte mare. Din nefericire nu-i pozitivă, dar am citit ceva despre voi, că nu pot să fie aici nepregătit total, nu? Am citit că până ce s-a întâmplat evenimentul din Ucraina de la Cernobâl, care va lua locul, până atunci a fost cel mai poluat oraș din Europa. Erați campion, ați pierdut locul.
Dar să nu vă pară rău. Din cauza celor două fabrici cel puțin pe care le aveți aici, ați devenit cel mai poluat oraș din Europa. Sigur că sunteți aici, avem multe probleme în țara asta, dar sper și cred că seara asta, prin cântări și prin tot ce faceți, că puțin din poluarea asta s-a dus și a venit un alt aer, respirabil. Este aerul prezenței lui Dumnezeu. Și ca să citez un coleg pe care îl prețuiesc, a zis: voi nu simțiți ceva aici în seara asta? Și toți ziceau: ce? Mirosiți. Și nu știu, e cald. Miroase a rai, zice. Voi nu simțiți? Nu simțiți așa că parcă miroase a rai? După cântările astea, fantastice, Domnul să-i binecuvânteze pe prietenii mei. Miroase așa altceva. Mai ales voi care ați tras în nările voastre negrul ăsta de fum și v-ați poluat plămânii atâția ani și cu negru de fum și cu alte lucruri, cred că e fain aici în cortul ăsta să mirosiți câteva zile rai. Că până la urmă ce înseamnă rai? Până la urmă înseamnă un loc și un spațiu în care o grămadă mai mare sau mai mică de oameni îl înalță pe Iisus, pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt. Spuneți amin. Ce înseamnă raiul? Un spațiu în care oamenii se închină și se roagă. Un spațiu în care oamenii pot să stea unul lângă celălalt, chiar dacă nu au fiecare un miros grozav. Înțeleg că nu trebuie să te despartă nimic. Că cel care te adună la o lată, indiferent că ești român, că ești maghiar, că ești sas sau rom, cam astea sunt etniile dumneavoastră de aici, din Copșa Mică. Și indiferent că aveți 1000 de locuitori sau 5400, cum ați avut în 2011, faptul că ne adunăm cu toți aici înseamnă că Dumnezeu împrăște raiul. Pentru că opusul raiului este când oamenii nu mai pot să stea cu banca amândoi. Sigur că unii au stat la cununie lipiți unii de alții, nu intra nici aerul printre ei, dar îmi pare rău că după o lună de zile încape 3 metri distanță între ei. El în general merge înainte și ea săraca după el. Înseamnă că acolo a început o formă ciudată de iad. De aceea când stai împreună, când poți să stai pe aceeași bancă, când poți să te suporți, indiferent de religia ta, de cultura ta, de etnia ta, a început să pătrundă raiul. Și m-am uitat spre voi și am văzut o parte din rai. Dumnezeu să continue în raiul ăsta și într-o zi Dumnezeu să ne ducă pe toți în raiul lui Dumnezeu. Și să spunem cu toții amin. Mă opresc că mi-e drag de voi să vorbesc despre voi, dar trebuie să vorbesc despre altcineva în seara asta. Și vreau să citesc un text din Biblie, foarte frumos, îl iubesc, îl ador. Este unul dintre cele mai frumoase pasaje din Scriptură. Niciun predicator nu poate să sară peste el și din când în când se întoarce la el. Pentru că stați foarte bine și cuvinți, nu vă mai deranjez, bine? Dar vă rog să fiți atenți. Matei, capitolul 11, începând cu versetul 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncile. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul, afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căreia vrea Fiul să-L descopere. Și acum urmează un text pe care cred că știți toți din orice biserică veniți. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vreau în seara asta să aduc acest cuvânt extrem de simplu pentru dumneavoastră, ca să zic simplu așa în explicație, adică nu foarte întortocheat, dar poate foarte complicat, cum este deseori când trebuie să îl punem în practică.
În primul rând vreau să vă atrag atenția asupra primului aspect. Aici, în acest text, este vorba de o... Și v-am scris aici, pentru că o să fiu foarte sugestiv, despre o invitație. Care este aici în pricost. Este o invitație pe care cineva o face pentru tine, înțeleg. Sigur că valoarea unei invitații sau invitația capătă o valoare foarte mare în funcție de persoana care ți-o dă. Așa că deodată invitația aia o iei, o deschizi cu atenție, o citești cu atenție, reacționezi extrem de pozitiv la ea și responsabil, dacă persoana care ți-o dă contează. Dacă nu, ca și mine și dumneavoastră, când mergem în tot felul de locuri, prin mall-uri, pe acolo și pe dincolo, și ne oprește tot felul de clienți de un fel sau altul, comercial și nu numai, și îmi dau tot felul de invitații, tot felul de broșuri, tot felul de asta, vă dați seama ce fac, nu? Le mototolesc, mă uit așa repede, fugitiv peste ele, le mototolesc și sigur că își caut primul coș de gunoi să le arunc, să mă ierte toți. Nu am timp pentru asta. Odată. A doilea, nu prea cred în el. Pentru că nu cunosc sub nicio formă persoană și în spatele lor. Așa se întâmplă pe telefon, așa se întâmplă peste tot, așa apar reclamele de te obosesc, nu? Dar n-au valoare. Dar atunci când vine o persoană pe care o cunoști, o știi și îți dă o invitație, o să vedem ce e aici. Te arde o curiozitate. V-ați întrebat vreodată cine este persoana care v-a făcut prin text o invitație în seara? Cine? În general, expeditorul este pe spate, nu? Ați uitat de scrisori de când cu telefoane? Eu am trăit și nu era scrisoare. Cine este cel care face invitații? Puteți să vedeți cei din spate? Cine? Și pentru cei ce nu aveți sau nu puteți să vedeți, sunteți pe lângă, vă spun eu. Cel care face invitația este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu te iau emoțiile? Pentru că cel care apare în text și spune veniți, este Iisus. Și este foarte interesant că tot se pomenea aici. Că El spune, veniți la mine. De atâtea ori când predic și am crezut să m-am umblat prin lumea asta. Nu glumă. Și m-am întâlnit cu tot felul de oameni. Toți și după ce să mă iau? Asta e întrebarea. Și mi-a plăcut cântările, mi-a plăcut predica, mi-a plăcut domnul pastor. Mi-a zis un primar de unde vă le-l arat. Nu m-am lăsat. Felicitări, felicitări, felicitări. Ați priceput domnul primar? Nu vorbesc despre asta. Ați priceput? Da, vă mai aștept la Arad, vă mai aștept să veniți, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Dar ce ați înțeles? După cine să mă iau, mă întreabă. Domnul pastor, totuși după toată frumusețea acestor evanghelizări, totuși după cine să mă iau? Că lumea îmi bate unul în poartă. Zice, veniți că noi suntem martorii cu tare, noi suntem... Vine altul, zice, nu! Fără carne, fără cuvertețul, fără aia. Asta e ziua, asta e asta. Veniți dumneavoastră, veniți alții cu cruce, alții fără. Acum mai nou vin tot. După cine să mă iau? Și eu vă spun tuturor, după nimeni. Nu vă las nici după cei de lunea, nici după cei de vinerea, nici după cei de duminica, nici după cei de duminică dimineața, nici de duminică, nici cu ea cruce în cap să aibă, sau pe haine, sau pe unii ori avea, sau pe Biblie ca noi. Nu vă las după nimeni, pentru că nicăieri în Biblie nu spune să fie după cineva. În Biblie spune că trebuie să fie după o persoană. Și tocmai aici ne despărțim în mii de bucăți, și ne-am făcut competiții între noi și care e mai tare și care e mai mare și care are clădire mai înaltă, cu mai multe turnuri, cu mai largă, care are mai mulți oameni și toți ne batem în tot felul de filozofii și idei. Și Biblia este extrem de simplă. Iisus Hristos se ridică în Evanghelie și spune, veniți la mine. Puteți să spuneți amin? Amin. Ne-am luat după toți. În fiecare v-ați aflat cu ceva dacă v-ați luat după ei. Nu știu. Sper că v-au spus ce trebuie. Sper că după ce v-ați luat după dumnealor, sau după mine, sau după ăla, sunteți liniștiți la ora asta.
Adică cum sunteți liniștiți? Că dacă faceți, ferească Dumnezeu, un preinfarct când ieșiți de aici că e cald, sau dacă Dumnezeu ne curmă firul vieții la noapte, vă duceți cu toți în rai. Sper! Sper că v-ați dus după niște persoane, după niște grupări, în care, sau la întrebarea, unde mori, unde te duci dacă mor, nu-mi ridicați din număr, ci spune, Domnul Pastor, Dumnezeu știe, că vă cert. Nu se poate să devii creștin, să te iei după cineva, după o predică, după un mesaj, după o liturghie, după o cruce, după un peregrinaj, după aia, și în final să zici, nu, Dumnezeu știe, trebuie să știe exact. Că dacă ai încredere în bărbatul tău că te duce la mall, să-ți cumpe o roche, te duci zâmbind toată fluierând. Și te trebuie unii te duci, mă duc cu soțul că mi-a promis că îmi cumpăr roche. Zâmbești și ești veselă. De ce nu zici? Amu, Dumnezeu știe dacă îmi cumpără. De ce? Pentru că tu crezi în cuvântul lui. Pentru că tu ai încredere că ai un bărbat întreg la cap care ce-o promis face. Că ai văzut și altă dată că a făcut asta. Adică cum să avem o credință în cineva și după când trebuie să intrăm într-o parte în alta și nu știu, Dumnezeu știe pe unde îmi ajunge, îmi vedea atunci. Nu se poate, vă rog să vă împăturați toată povestea asta și să o lăsați afară din cort și să intrați liber în mintea voastră în cort și ce Doamne vorbește în această seară, cum putem să fim odihniți, liniștiți, că până la urmă asta e odihna în joc. Liniștea, credința, speranța, nădejdea, dragostea cu care ne putem culca, cu care putem intra în terapie intensivă, să ne bage alea în mâini, pe nas, pe unde suntem. Că ne îmbolnăvim, că trupul ăsta se perisează, devenim și noi pensionari, într-o zi vom muri și în timp ce intrăm acolo trebuie să putem să rămânem relativ liniștiți, nu e plăcut să treci pe acolo, dar în inima ta trebuie să privești undeva în tavan și dincolo de tavan să spui, Dumnezeu este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă călăuzește pe cărări drepte, din pricina numelui Lui, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Nu mă tem de niciun rău. Oameni buni, credeți-mă, am văzut asta. Am văzut oameni în terapie intensivă. Am văzut oameni bolnavi. Am văzut oameni încărcați de cancer. Care nu se temeau. Zice, nu îmi pasă că mor. Pentru că eu știu în cine am crezut. Pentru că eu știu în cine cred. Pentru că știu unde mă duc. Tot timpul eu m-am dus ca pastor, ca preot, cum vreți să spun, să-i încurajez pe oamenii ăștia. Mă duceam, sperea ce le spun, cum le spun, o fi nevastă, o fi pruncii ei acolo, o fi noror, o fi ginele, toți ori plânge și în general, cam asta este imaginea. Dar ce o să fac, ce o să-i spui, ce o să-i spui, Doamne, dă niște cuvinte. Și tot timpul, în timp ce eu mă temeam ce să spun, ei spuneau și în loc eu să mă duc să-i încurajez, ei mă încurajau pe mine. Le ieșeam afară, extraordinar. Eu nu pot să cred ce a spus omul ăsta. Zice, mi-a dat Dumnezeu destui ani și dacă Dumnezeu mai dă zile, mi-a spus unul dintre mulii buni zeptea fizic, mi-a spus, știi ceva, frate Gabi, știți ce vreau să mai trăiesc? Vreau să-i spun doctorul ăsta despre Iisus. Și am început cu el o evanghelizare aici. La terapie intensivă, a început o evanghelizare. Și aici îmi da bagă perfuziile, zice, vreau să nu mă ia durerile astea, îi cer lui Dumnezeu să-mi dea liniște, să-i mai spun despre Iisus, despre Evanghelie, despre cer, despre Împărăția lui Dumnezeu, câți ani mai îmi dă Dumnezeu, câte luni, câte săptămâni, vreau să-L program pe Iisus Hristos ca Domn al vieții mele. Vreau să vorbesc de Împărăția Lui. Puteți să spuneți toți glorii lui Dumnezeu? Voi după cine v-ați luat? Nu e o glumă când vă spun eu că nu vă chemăm la penticozare. Păi ce să vă oferim noi penticozare? Știți că vă uitați la noi câteodată și ziceți, băi, să mă pocăiesc ca el și ai o reținere, nu? Păi și care e problema? Avem și noi uscăturile noastre. Că mi-a zis odată o doamnă, zice, vă urmăresc pe televizor, domnul pas, de asta am venit în seara asta să vă ascult și e și bărbatul meu acolo în spate și zice, îmi place foarte mult, nu știu de cât timp vă urmărim. Și am zis, când vă botezați? Zice, da, asta nu ne-am gândit încă. Da, nu vă gândiți și nu știu, am zis, știi ce vă zic, doamnă, eu vin să vă la botezul dumneavoastră dacă vă botezați. Și ea așa a fost de fericită, i-am șocat-o și sunt toți spre bărbatul, zice, cum i-a zis Gheorghe să zic, zice, vine la noi la botez, domnul pastor! El aproape și el să se boteze. Și a zis, dar ce v-am piedică? Și nu știu, știți că noi românii în cinele avem tot timpul ceva în spate aici, nu putem răspunde, de la școală din se trage asta. Și vă zic, ce scris? Și nu știu că avem așa, nu știm ce să răspundem. Și zice, ce v-am piedică? Băi, nu știu, zice, să vă spunem ceva. A zis, de domnul meu, bravo, un păcat X. De fumat, din joară. Și așa dacă ne gândim foarte bine, suntem cu toată lumea bine. Și atunci am zis, dar de ce nu faceți pasă? Păi de ce? Nu știu. Era greu să spun. Și așa am și eu revelațiile mele. Și am zis, vreți să vă spun eu? Zice, nu cred că ne meriți. Am zis, aveți aici în localitate câțiva pocăiți care nu prea sunt pocăiți cum trebuie? Deci,
stai! Asta e adevărul! Zici, avem câțiva aici care nu sunt de treabă! Am zis, aproape că știam. Că pentru toți, peste toți sunt care nu suntem foarte de treabă. Dar am zis, Doamne, uitați-vă în ochii mei! Treaba asta că sunt câțiva care nu sunt de treabă, nu are legătură cu dumneata. Are legătură cu ei, nu cu dumneata. Asta nu te face și nu te ferește pe dumneata faptul că 10 trec pe lângă trecerea de pieton și 2 șoferi trec pe roșu. Asta nu înseamnă că poți să treci și tu pe roșu. Zice, domnul polițist, știi de ce am trecut pe roșu? O mai trecut 3 în fața mea. Ia lasă permisul aici. Aia chiar o scăpa. Pentru că faptul că cineva nu-i cum trebuie, nu te face pe dumneata și pe mine lider în fața lui Dumnezeu. Tocmai că ai putut să sesizezi, Doamnă, Domnule, faptul că ai știut să sesizezi cum trebuie să fie un pocăit, că trebuie să fie corect, că trebuie să fie de treabă, că trebuie să fie credincios, că trebuie să meargă la biserică, că trebuie să se roage. Faptul că ai atâta de multe informații în mintiuca dumitalii să-mi spui mie cum trebuie să fie el, asta te descalifică și îți spune trebuia de mult să te pocăiești. Știți că nu putem înlocui niște oameni care nu sunt de treabă, numai cu noi care suntem de treabă. Dar știți, este ciudat, când vezi unul care nu-i de treabă, zice, din cauza ăla nu vreau să fiu nicio de treabă. Și așa devenim toți de netreabă. Dacă vrem să fim oameni adevărați, chiar dacă vedem niște lucruri care nu funcționează, zice, eu vreau să funcționez cum trebuie. Și să spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Că dacă toți aruncă pe lângă coș, eu mă duc și arunc hârtia în coș. Pentru că dacă toți merg pe roșu, eu stau la stop, Doamne, și nu produc un accident aici, nu produc o nenorocire. Bunul Dumnezeu să vă atingă pe toți. Știți cine face invitația? Atunci când vorbesc despre treaba asta, ar trebui să vă înfioare. Odată, să vă responsabilizeze. A doua oară, ar trebui să vă bucurați de să se pleznească cortul ăsta, oricum sunteți bine față de alții. Dar cine ne bagă pe noi în seamă, în copșa mică? Cine? Și eu vă spun, Iisus Hristos. Că zis fratele Gabi ceva de mine, că am venit de Tofle, că ne știe 3-4 oameni pe lumea asta. Dar în seara asta nu e vorba de mine, nici de ei. În seara asta e vorba de Iisus Hristos. Dumneavoastră știți ceva despre El? Îl cunoașteți? Dragii mei, penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, ce fi dumneavoastră? Cel mai mare obstacol în calea întoarcerii omului spre Dumnezeu și a trăi experiența mântuirii este că oamenii din România nu-L cunosc pe Iisus. Foarte mulți români este exact în punctul în care Pavel le-a spus grecilor. Bă, știți care este problema voastră din Atena? Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi vorbim despre un Hristos pe care nu știm. Acum aduc provocarea asta și pocăiților. Bă, pocăiți! Iubiții mei, frații mei, surorile mele, avem o problemă în ultima vreme. Prietenii, eu mă aud acum. Nu prea mai știm pe Iisus. Și vă aduc aminte niște momente rapide aici. Ucenicii lui Iisus, chemați de El, aleși de El, sunt corabie cu El. Se pornește o furtună pe mare, valuri, vânturi și exact ca voi, pocăiți și ca mine, când vin niște vânturi, așa că bați și Doamne, bă, unde ești? Suntem temerați, suntem pierduți, bărbate, murim! Păi de ce sunteți pierduți, bă, fraților? Voi nu v-ați uitat cine e în corabia voastră? Voi nu v-ați uitat cine s-a urcat cu voi în corabie când v-ați pocăit? Voi credeți că s-a urcat președintele cultului, președintele județului, s-a urcat Gabi Zăgrean, s-a urcat cu tare? În corabia mă s-a urcat, mă, că sunteți pierdut. Când v-ați urcat în corabii de pe țară, nu v-ați uitat cine s-a urcat? Pe cine s-a urcat? Petru, Ioan, toți slabe. Fiind și ăștia slab, a, și ăștia slab. Păi am pus o cruce și asta nu contează. Am legat-o la, acolo în față, la corabie, o cruce să spântule, poate că fug zdurile și valurile. Vedeți-vă, că suntem aici în filme cu vampiri? Și nu v-ați uitat cine s-a uitat în corabie? Păi n-am băgat de seamă, pe cine? Iisus!
Iisus, dar nu zice nimic, parcă doarme. Iisus nu doarme, Dumnezeu nu doarme niciodată. El nu dormitează niciodată. El este trezent și la 3 noaptea, și la 4 dimineața, și la 5, și la 12, și la 1. Oricând îl chem, El este acolo. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloria lui Iisus. De aceea vi-l predic pe Iisus. Eu nu sunt tot timpul acolo. Nimeni nu e tot acolo. Taică-tă nu e acolo. Maică-tă nu e acolo. Soțul nu poate fi tot acolo. Dincolo la soția nu poate. Preotul nu poate. Pastorul nu poate. Unii nici nu vor. E adevărat și asta. Celor mai mulți nu le pasă. Cel care este tot timpul prezent și îi pasă zi și noapte și te iubește cu adevărat este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Când ai o durere de cap, Doamne, mă doare capul, când ai un necaz, că nu știi pe unde să o iei, că nu știi pe unde să te duci, El este acolo. A promis, iată că eu sunt cu voi până la capăt și în toate veacurile. Nu o să lipsesc niciodată. Vă întreb, este Iisus Hristos în corabia voastră? Și dacă este, știți și îl cunoașteți ce poate? L-ați probat vreodată? Te ne închinăm, te ne prăbușim, toți unii merg în patru labe, unii fac asta, unii stăm în picioare, unii cu mâinile pe sus. Când bate un vânt, când bate o furtună, când vine un necaz, zice, Doamne, pierim! Ce vă zice asta? Și Iisus se ridică în corabie și face un exercițiu. Zice, s-a uitat și a certat mântul și vântul și marea, așa zice, marea, taci! Vânturilor, tăceți! Și vă imaginați ce fac eu seara asta aici? Vântul l-a înțeles. Și s-a oprit. Slăvit să fie Iisus. Marea l-a auzit. Și a tăcut. Dumneavoastră l-a auzit? Adică vântul înțelege? Vântul nu-i om. Dumnezeu n-a creat vântul după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu n-a creat marea după chipul și asemănarea lui. Dar pe tine, da. Și pe mine, da. Sunteți toți de aici, din copșa mică, indiferent cum vă văd unii și alții sau voi pe voi, sunteți coroana creației lui Dumnezeu, sunteți cele mai valoroase făpturi din univers, iar o ființă umană este mai de valoare decât tot pământul. N-aveți egal. Pentru că aparțineți, se spune aici, și aveți în voi amprenta creațiunii și a lui Dumnezeului celui viu. Nu o să mai aveți niciodată sfârșit. Le spun părinților că își aduc pungi la binecuvântare să ne rugăm pentru ei la bebelași și uitați-vă așa. Ăștia nu o să mai aibă niciodată un final. Ăștia vor trăi veșnic. Cum și dumneavoastră să trăiți veșnic, pentru că cel care ne-a creat este veșnic și Duhul este din noi, de la Dumnezeu, și Dumnezeu va face să trăim exact cât trăiește El pentru totdeauna și în vecii vecilor. Și spun din toate inima, lăudați să fie Domnul, depinde unde. Adică vântul înțelege, marea înțelege și toată lumea înțelege. Numai noi nu înțelegem? Da. Și n-ar fi o surpriză, pentru că celebru text din Scriptură a venit la Isai și Isai nu l-au primit și l-au respins și l-au omorât pe Domnul Slavei și Petru spune, bă, l-ați omorât, bă, evreilor, pentru că nu l-ați cunoscut, bă, că dacă îl cunoșteați cine era, mă, dacă îl cunoșteați cine este cel întrupat prin Fecioara Maria, dacă citeați Biblia, bă, dacă înțelegeați Scriptura și Tora și toate făgăduințele, dacă îl înțelegeați pe omul care respectați Moise, care a spus, evrei dragi, din mijlocul nostru Dumnezeu va ridica un proca mine, de El s-a ascultat. Bă, dacă ați citit Isaia, în care îți vedeați exact cum se naște în capitolul 9, exact cum moare în capitolul 53, toată povestea lui a fost scrisă de sute de ani. Și dacă voi nu-L cunoșteați, nu-L omorați! Dumneavoastră-L cunoașteți pe Cel care face invitat? Iisus Hristos s-a ridicat între ucenici și a zis așa, până când veți fi necredincioși? După ce ei au văzut chestiunea asta cu vântul și marea, s-au făcut așa micuț, 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 micuț. S-au dus și-au zis. Zice, cine e asta? Vă dați seama? Cine este asta de la ascultă și vântul și marea? Dumneavoastră, de ce credeți că avem vreme bună astăzi aici? De ce crezi că ați reușit să veniți până aici să ascultați Evanghelia? De ce crezi că noi am reușit prin aglomerațiile din Aiut să ajungem la timp aici? De ce crezi? Pentru că Cel care ține în mână toate lucrurile și viața mea și a voastră este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Cel care ne-a păzit și ne-a protejat este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când ne-am explicat prietenilor mei despre un accident care l-am avut cu ceva timp în urmă, n-a fost grav, și am zis, uite, dacă lăsa Dumnezeu o secundă să meargă mașina mea mai în față, la intra lateralul meu și rupea mâinile și picioarele și poate că rămâneam cu urmări. Dar Domnul n-a lăsat și m-a lovit în colțul din față. Pentru că Cel care intervine la vânt, la mare, la accidente, la boli, la suferință, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel care ți-a ținut copilul în viață, în ciuda tuturor diagnosticilor de cancer, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos este viu! Glorie Domnului!
Și treaba ta nu este să cunoști încă o religie în plus și încă o informație și o dogmă în plus. Treaba ta este să te întâlnești cu El. Și să-L cunoști pe El și să-L accesi pe El și să-L urmezi pe El până la capăt și vei ajunge exact unde este El. Și tu unde este El acum? La dreapta Tatălui Împărăția lui Dumnezeu. Să spunem toți aleluia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în numele Lui și spune când veți urma, veți ajunge unde o să ajung eu. O să stau pe un scaun de domnie, dar și tu, Gabi Zăveanu, să stai în același punct. Pentru că dacă bine până la capăt, dacă mă urmezi până la capăt, îți voi da să șezi pe scaune de domnie exact unde eu, Iisus, stau. Ce-ți face religia ta? Până unde te duce? Ce face religia mea? Până unde mă duce? Păi până unde să mă ducă? Am văzut o grămadă de predicatori care au fost foarte cunoscuți în țara asta. Și când s-au împătrânit și au pensionat, toți i-au uitat. Mă aștept și eu, nu-s naiv. Știu că o să mă uit eu la mine, dar ce contează? Știu că unul nu o să mă uite niciodată. De o să mor, la înviere mă trezește. Din o să mor, la răpire să mă transforme. Știți cine este persoana asta? Vă mai spun pentru noi câte oare? Vreți să o spunem împreună? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Iisus Hristos. Nu te poate învia popa și pastorul, pentru că în Biblie scrie altceva. Că El însuși, Iisus Hristos, cu glasul lui Arhanghel și cu trâmbița va suna și morții vor învia. Vor fi transformați și vor pleca să fie totdeauna cu El acasă în Împărăția lui Dumnezeu. Încă o dată, înălțat să fie Iisus. Amin. Înălțat să fie Iisus. Amin. Știți cine vă face invitația? Iisus Hristos. Îl cunoașteți? Sfântul Apostol Pavel l-a întâlnit și l-a cunoscut. A întrebat și el așa când a venit o lumină puternică și l-a izbit de pământ, de pe asinului. Și a strigat din lumina aia foarte cu minte, deși era un filozof și mergea împotriva lui Iisus și se lupta cu El. Poate și tu te lupți de ani de zile cu El. Și s-a ridicat de acolo și a zis, cine ești tu, Doamne? Și știți ce i-a spus El? Eu sunt Iisus, Pavele, sau Saul atunci, pe care tu îl prigonești. Dar astăzi ne-am întâlnit. Și de astăzi între noi doi va începe o poveste fantastică. Și pentru povestea asta fantastică, eu știu ce inima ai tu și vei renunța la toată religia ta, la toate poveștile tale, la toate obiceiurile tale evreiești, la toate bazmele tale, ba, încă te vei ridica și îl vei penaliza pe față și bă, nu mai credeți în bazme evreiești și băbești. Credeți în Iisus. Eu știu inima, Pavel, și știu ce vei face tu mai târziu, că așa știe și Dumnezeu și despre tine și despre mine. Și mai târziu Iisus, Pavel a scris în Filipeni despre Iisus în capitolul 3, versetul 10. Toate le-o socotesc ca un gunoi. Gunoi! Dacă cineva vrea să se laude că e religios, eu mă ridic deasupra și spun, eu mai tare! Dacă cineva vrea să spun, eu merg la biserică, eu spun că am mers mai tare decât tine la biserică. Dacă vă ridicați care vai și zice, eu am fost plin de râdnă pentru credința mea, Pavel se ridică lângă dumneata, oricine este, eu mai tare! Eu mai mult! După ce a terminat toți cu laudele să ridică, toți sunteți zero! Eu m-am dus și am luptat până că am omorât oameni și am băgat în pușcărie. Sunteți zero cu toată râna voastră. Dar vreau să spun, toate ne-am socotit ca un gunoi, ca o mizerie, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Și pentru El am pierdut toate. Merită în această seară pentru Iisus să renunțați la tot ce aveți și la tot ce credeți, pentru că singura credință care rămâne în picioare este eu cred în El, că El este calea, adevărul și viața. Spun din toată inima, Domnul să vă binecuvântez. Spun din toată inima, Domnul să vă binecuvântez. Vă mai dau un exemplu din Ioan 14, în care Iisus spune exact versetul care îmi dau seama, l-am spus adineaur. Și a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, Toma. Cine vine la Tatăl, cine vrea să vină la Tatăl, nu poate veni decât prin mine. Și Filip, unul din ucenicii lui Iisus Hristos a zis, arată-te pe Tatăl și ne va fi suficient. Știți care a fost replica lui Iisus? O știți, nu? Filipe, de atâta vreme, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut? Adică să poate, stimate doamne, domnișoare și oameni care ne urmăriți pe internet, de atâta vreme să te duci la biserică să nu-l cunoști și eu vă spun că... Știți de ce spun asta? Pentru că am văzut bărbați care au stat cu nevestele lor ani de zile și nu au cunoscut niciodată ce vrea. Când au ajuns la năcaz și la divorț, ea nemai rezistent și ăsta nu știu niciodată ce vise am eu. De ce? Pentru că nu depus efortul niciodată să întrebe, draga mea, tu ce ai vrea azi?
Și tot timpul zis, ai făcut aia, ai dres aia, ai dus aia, ai plătit aia, ai dus aia, ai făcut aia. Păi așa am făcut și Dumnezeu, Doamne, hai că avem probleme la picior, hai pansează-ne, hai face. Tot așa am avut impresia că îl mânăm și îl adunăm pe Iisus, pe Dumnezeu. La un moment dat avem impresia că Iisus e slugă, trebuie să vină în 15 august, trebuie să vină în 24 decembrie, trebuie să vină la Paști, trebuie să venim când noi avem timp de El. Nu vreau să-l corectez pe fratele, numai vreau să mai adaug ceva. Noi nu am venit aici doar pentru Dumnezeu, noi am venit aici în cortul ăsta pentru noi, că Dumnezeu se descurcă fără noi. Nu-i facem noi un favor lui Dumnezeu, ne facem un favor nouă. Pentru că cel care vine să bată la ușa inimii noastre, să ne deschide, să-i deschidem, este mâna lui cea blândă care stă pe cruce. Mâna lui Iisus, binecuvântat să fie El în veci. De atâta vreme, de atâta ani, de atâta timp, relații de oameni, de bărbați și femei care nu cunosc, nu-și cunosc dorințele de atâta vreme. O grămadă, milioane de români se duc la biserică, dar nu știu cine e Iisus, n-au știu ce vrea Iisus, nu știu să-L caute Iisus, nu știu să se roage Lui. În rest, știm toate nebunile și prostiile pe lumea asta. Copiii tăi nu știu un verset din Biblie, știu să joace pe telefon și nu mai lăudăm, știu cât deștepte. Nu ai învățat nimic despre Iisus. Nu te-ai rugat cu El seara să-și spui, hai să ne rugăm să mulțumim lui Iisus. Zi după mine. Suntem o generație care am spus de mult la un cor și mă bucur într-un fel că bucata aia a ajuns la peste 100.000 de vizualizări, în care am zis, România va fi îngenunchiată pentru că nu mai sunt oameni care să pleacă în genunchi. Nu mai sunt mame care se roagă, nu mai sunt tați care se roagă, nu mai sunt bunici care se roagă, că și eu sunt bunic. Nu mai sunt oameni care la 12 noaptea, fără să-i vadă nimeni, nu-mi văzut lumii pe la corțuri, nu te paști când îți marele ceremonii religioase, nu la Catedrala Mântuirii Neamului, nu acolo trebuie să ne vadă lumea că ne rugăm, că asta a penalizat Iisus și a spus, vă rugați la corțuri străzilor să vă vadă toți, rugați-vă rădăriță în blocurile astea care trebuie să vrească la 12 noaptea, nu te peție și de alcool, nu te strigă-te disperate unei femei bătute și în violență de astăzi, trebuie să vrească copșa mică. De tați care mulțumesc lui Dumnezeu, de mame care plâng și spun, Doamne, binecuvântează-mi casa. E așa? Nu e așa. Pentru că pușcările sunt pline de nu mai au unde să intre. Pentru că în continuare violurile și lucrurile care se întâmplă în țara asta ne sperie și ne face să nu mai putem ieși noaptea pe stradă. Asta nu e o țară creștină. Asta e o țară care nu-L cunoaște pe Iisus. Că mă întreb că oamenii din Caracal, din unde vor fi, dacă acolo era rugăciune și Dumnezeu și frică de Dumnezeu, dacă în casele alea care cred în Dumnezeu era cu adevărat cunoașterea lui Iisus, ce se întâmplă acolo? Era rai? Asta se stăm la un iad grosolan. Sunt aici în seara asta în copșa mică să vă spun, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Nu sunt aici ca să-mi fac un most. Alerg atât de mult și tot timpul îmi promit că mă opresc. Pentru că simt câteodată oboseala fizică când dă tâlcoare. Dar când ajung aici și îl predic pe Iisus Hristos, aș vrea să nu mai sfârșesc niciodată. Că marea nevoie a ta și a mea și a noastră tuturor nu este de o altă religie. Nu este un alt predicat, nu este de alt cântăresc. Nevoia noastră maximă a românilor este nevoia de Iisus. Românii nu-L cunosc pe Iisus, dar pot să-L cunoască. Iar evanghelizele astea au sensul ăsta. Să putem să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Mă rog, Iisus Hristos, să se descopere ție în seara asta. Nu uita că Cel care te cheamă este El. Și la cine te cheamă este tot El. Veniți la cine? La mine, Iisus. Atâți oameni de păcate se vor înșela, luându-se după unul și după altul. Unii ori și eu în viață am simțit că mă iau aiurea după cine nu trebuie. Unii ori în iureșul unor sisteme religioase am simțit și eu că eu iau. Și am zis, Doamne, eu după cine mă duc. Unul venea și înșeptea la ureche, nu-i voie să duce acolo, altul dincolo, simțeam la un moment dat că sunt hărțuit. Și nu-i de mult timp ăla. Și într-o zi Dumnezeu vine și mi-a vorbit. Și a zis, ce faci tu? Te văd hărțuit într-o parte și alta de unul și de altul. Știi care e misiunea ta? Tu trebuie să mă urmezi pe mine. Spune-ți amin pentru mine. Tu trebuie să mă predici pe mine. Tu trebuie să mă iubești doar pe mine. Tu trebuie să mă slujești doar pe mine.
stă să mergi unde ți-e mai doar eu. Pentru că tu ai făcut legământul cu mine într-o zi, când aveai 17 ani și 11 luni, în 7 august 1987. Am făcut legământ într-un baptisteră tremurând, mult mai slab decât acum. Nu vedeam nimic în față, nu venea niciun om, nimic. Și am crescut în biserică. Când un pastor m-a întrebat, crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Aveam doar 17 ani. Și am zis, Doamne, cred. Și m-am înnecat ca azi. Crezi că Iisus Hristos te-a mântuit și te-a iertat păcatele? Da, cred! Până când vrei să-L urmezi pe El? Până în veșnicii. Sunt aici după vreo 30 de ani de atunci. Și cel care m-a ținut în mâna lui până astăzi este Iisus Hristos. Pe El îl iubesc din toată inima, chiar dacă deodată nu mă pricep să-L iubesc. Într-o noapte m-am trezit la ora 3, cred că la alte, și aveam așa niște acid la stomac, n-ar fi fost prima dată. Și m-am coborât să beau niște apă. Și când m-am întors, l-am simțit pe El lucrurile. Și mi-a fost doar de El. Și m-am dus și m-am prăbușit în genunchi. Nu-i o laudă asta. Și m-am rugat, nu știu cât timp. Dar soția mea, când m-am întors în dormitor, mi-a zis, ce-ai puțin? Te-ai rugat atât de frumos. Am zis, m-am întâlnit și eu cu El. Mi-era dor. Pentru că uneori vorbesc prea mult despre El și vorbesc prea puțin cu El. Pentru că a-L cunoaște nu înseamnă a vorbi doar despre. Degeaba vorbesc despre soția mea, că este o doamnă, că e frumoasă, că e de treabă, că mă îngrijește, că îmi crește copiii, dacă eu nu vorbesc cu ea. Eu nu pot permite să vin dintr-un drum la Becram până ai vreo 3 ore, să nu o sun. În 3 ore să întreb cum ești, ce faci, ce se întâmplă pe acasă. Nu sunt un erou, sunt un om normal. Nu pot să treacă zile, săptămâni și ani să nu fi vorbit niciodată cu Dumnezeu. Să nu fi întrebat pe Iisus ce face și ce gânduri are cu tine și cu casa ta și cu pruncii tăi. Cel care îți face invitația astăzi este Iisus. Cel care te cheamă să-L întâlnești este Iisus. Și cel care îți poate binecuvânta viața este Iisus Hristos. Să spunem din toată inima laudă lui Dumnezeu. Putin, am probleme cu ceasul ăsta. Mai pot să predic un pic? Ești prima dată acum, știți? O să văd a doua oară dacă am avut dreptate. Un al doilea lucru care vreau să-l spun și să fie așa marcant. Primul este cine face invitația și este Iisus Hristos. A doua întrebare care vreau să vă așez în mintea dumneavoastră este pentru cine este adresată invitația asta. Că textul ăsta spune că are niște ținte precise. Și prima categorie care o găsim aici în text, pentru că Iisus are un moment așa în care laudă pe taică-su, pe tata lui din cer. Și tată, te laud că ai găsit în metoda asta, că așa ai găsit tu cu care. Sunt încântat de zelul tău de a lucra. Nu știu dacă și dumneavoastră. Și de fapt, de ce era încântat Iisus de o acțiune a Tatălui la noi aici în Copșa Mică? Zice, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit, vreau să aud cui? Pruncilor. Așa că nu o să poți să spui atunci, Doamne, Dumnezeule, eu am fost așa, n-am avut o minte de aia strălucită de savant. Și nu te-am putut înțelege. Nu? Nici vorba. Iisus Hristos vine la nivelul unor prunci. Poți să te faci un prunc în seara asta, stimată Doamnă? Puteți voi toți să vă faceți niște prunci în frunte cu mine în seara asta, care v-am spus de la începutul predicii că sunt în continuare un copil? Știți care este prima caracteristică a copilului dumneavoastră care îi țineți în braț? Tot timpul pun întrebări care de multe ori nu mai rezistă capul nostru. Gata, lasă-mă, nu mă tot întreba! Băi copilași, continuați. Lasă să ne vezi tata și mama, că nu așa puteți să fiți deștepte.
Mamă, de ce asta, de ce asta, de că blocul ăsta, de ce mașina asta, că scai puterea, are mașina asta și mă întreabă. Da, asta mea are mai tare, decât Audi, dar aia mea are mai tare. Bă, David, te rog frumos, dar tati, mă lasă 2 minute, dar poți să ai? E tot timpul plin de întrebări, pentru că e tot timpul sunt domnul să înveți. Sunt aici prunci? Sunt? Sunt? Care este un al doilea obstacol care oprește pe oameni să se întâlnească cu Iisus? Doamne, vreau să vă spun ceva despre Iisus. La? Domnul, știu! Vreau să vă explic, știu! Și nu avem biserică, și nu avem preot, și nu avem predicator, și nu avem citit Biblia, și nu avem, și nu avem, și avem băgat pe zâmbă. Și cui să predic? Copiii tot timpul, mai spune ceva, mai explică ceva! Pentru că eu sunt copil și eu vreau să știu cum s-a făcut înghețata, cum merge mașina, ce-i sub mașină, ce-i sub capotă. Dar deodată întâlnesc din punct de vedere al mântuirii și al vieții veșnice și al lucrurilor cu adevărat valoroase, niște oameni atât de mari. Și plus să-mi zice, nu, că eu știu, domn, serios, am niște școli în spate. Nu zic spune odată. Zice, și eu să vă spun ceva, să-l puneți la pompă ăla din grupul Speranța. Dar de ce? Zice, m-a făcut cioban. M-a făcut cioban? Bine că el cam pe acolo s-a comportat. În fine, nici el nu a făcut. Bine că l-a făcut cioban. Și la care spune, știi ceva, frate, că ai vrea să spun, am și eu niște școli. Pe mine m-a făcut cineva, nu cioban, dar pe acolo pe undeva, am terminat o predică într-un sat, într-o casă de cultură și a venit un bătrân așa, băti la original român, așa, nebărberit cu țepi, așa. Mână de aia fermă, mare, m-a prins și vreau să te felicit în seara asta. Vă rog, zice, ai o voce, e cioban. Cioban adevărat. A făcut un compliment fantastic. Și mi-a zis, frate, că ăsta zice, am și niște școli, am terminat și un liceu, adică nu pot să mă faci așa cioban deodată. Iată ce înțelept și de ce pus suntem. Ia cât de greu este să coboare. De când să se coboare. Și să spui, domnul pastor, spune, mă întreb aici la Copșa Mică, a treia oară, credeți că mai sunt aici prunci? După cum vă văd că stați de atâta timp să mă ascultați, zic că da. Duhul Sfânt să vă binecuvânteze în seara asta. Domnul să vă binecuvânteze în seara asta. A fi prunc nu înseamnă a n-avea școală. Sau avea sau n-avea. Fii prunc înseamnă dorința asta ta de a auzi, de a învăța, de a cunoaște, să poți să crezi. Uitați-vă la sutașul ăsta Corneliu, ce mare, ce înalt, ce puternic, ce înstărit e. Și când a venit Duhul Dumnezeu la el și a zis, vrea să mi te descoperi ție, vrea Dumnezeu să-L cunoști mai mult, știu că dai milostenii, știu că faci treaba, dar vreau să faci pasul decisiv. Și pe cine mi-l trebuie să mă aveți? Și este un pescar acolo lângă apă. Îl cheamă Petru. Trimite pe cineva după el să vină. Și vine, nu ciobanul ca mine, vine pescarul ca el. Tot un țărănoi. Care a stârnit șocul tuturor înțelepților vreme. Știu nimeni au putere și îndrăzneală ăștia că sunt niște oameni de rând, mă. Nu scărturari. Și vine Petru pescarul și intră în casă când îl vede Corneliu, sutaș. Bă, să face Corneliu atât de mic, uite așa de mic, că nu mai poți recunoaște, nu mai poți. Zice, Petre, suntem aici cu toți, ne-am adunat toți prietenii mei din Copșa Mică, suntem aici și vreau să ne spui tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Nu contează ora, ceasul, când suntem aici, tot ce spune Dumnezeu să ne spui, te rog să ne spui în seara asta. Lăudați să fii Iisus. Nu o să vă spun tot ce știu în seara asta. Dar finalul acestei seri este că Duhul Sfânt s-a coborât peste oamenii aia și Petru i-a botezat în noaptea aia. Facem un botez seara asta? Aducem o vană aici? Sunt candidați de botez în seara asta aici? Ar trebui să mergeți până la capăt în seara asta. Să zicem, închinăm de mult cu Domnul în apă botezului și punctăm că aici vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu și să rămânem credincioși lui până la capăt. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Știți pentru cine este invitația? Pentru prunci. Dacă sunteți oameni mari și deștepți și nu vă pot ajunge la nas nici măcar eu în seara asta, ce să vă zic, vă iubesc? Și nu mai pot să vă zic nimic, că știți. Nu știți nimic. Acum v-am jignit un pic. Nu știți nimic, pentru că cea mai înaltă treaptă a științei, pentru oamenii creier vă spun,
Și cea mai înaltă treaptă a maturității unui om este capacitatea lui sau a ei de a pleca la un om mai puțin informat și a-l respecta și a-l asculta. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Nu vă zic să las notițe acum, dar ok. Ați înțeles. Dumnezeu să binecuvânteze toată copșa mică și Dumnezeu să ia să lasă un mare har peste noi toți. Amin. Iisus a spus că știu că întâlnește categoria asta de oameni care stăm cu nasul pe sus. Și au zis, învățați de la mine. S-ar putea să nu prea aveți de la cine învăță. Și au zis, bă, dacă intrați în criză, stimații mei, dacă intrați în criză și ăla-i cu nasul pe sus și ăla nu te înțelege, câteodată și noi predicatorii părem foarte infatuați și v-am pus la linie odată și au zis, nu te-ai dat în ochii mei când ai dat mâna și cred că au avut dreptate. Și ești arogant. Nu se poate. Atunci Iisus Hristos a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând, spuneți blând și smerit, adică mic, cu inima. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea de credincioși. Și la punctul ăsta pe care îl sfârșesc, îl aduc pe cineva pe scenă, îl las acolo, vă uitați prin imaginația la el, se numește Ioan Botezătorul. Iisus Hristos spune despre el, din femeie nu s-a născut niciunul mai mare decât el. Și eu sunt născut din femeie și dumneavoastră. Nu există nimeni mai mare decât el. El este cel mai mare. Îi dau cuvântul. Ce zice Ioane? Eu să joc și rolul lui. Ce zice Ioane? Mă rog înapoi. Zice, ce gânduri ai pe viitor? Vreau să mă micșorez. Vreau să mă micșorez. Mai mic, mai mic, mai mic. Mă pun și eu cu el. De ce? Și scena aia lui. A cui? A lui Iisus. Dar ce trebuie să se întâmple cu el? Păi Iisus nu-l pot să-l regizez. Iisus Hristos trebuie să crească. Eu vreau să mă dispar și el să crească. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Cui se adresează el pruncile? Și mai cui? Celor trudiși în pământ. Ne apropiem de momentul rugăciunii. Nu știu ce ai în inima ta. Nu știu câte poveri porți. Nu știu până unde ai ajuns cu durerile tale. Cu faptul cum se spune aici că ai multe întrebări și n-ai mai nimic răspuns. Cel care știe truda ta și povara ta este Iisus. Truda asta înseamnă de multe ori că ești atât de obosit în sufletul tău când simți că nu mai poți să trăiești. Simți că atât de multe probleme s-au adunat încât te simți așa o sfârșeală interioară. Contează că ești tânără sau ai 40 de ani sau 60. Simți așa că nu mai poți, nu mai pot. Sunt printre oameni de zeci de ani și vine câte o persoană înnecată în plâns și domnul pastor, nu mai pot, nu mai pot! Atât. Și zici, nu mai trebuie să-mi spuneți nimic. Nu mai pot. Unele nu mai pot duce crucea. Unei relații strâmbe cu soțul. Alții nu mai pot să ducă puverile unor oameni care i-au rănit atât de tare de atâția ani încât nu mai pot să vindeci. Răni interioare. Știu că toți încercăm să zâmbim de multe ori din bun simț. Dar numai dumneavoastră știți ce purtați în suflet. Știu că și câteodată încercăm să fim efectiv aproape sănătoși și normali. Dar dacă ar putea cineva să ne deschidă în două, ar fi o lume de dureri și de prăbușiri și de eșecuri. Știu că câteodată nu mai poți. Am trecut și eu pe acolo. Și când ești atât de obosit și de zdrobit, ca un om care vine într-un război și efectiv tot este ciurit de glonțe, să mai trăiești un pic și mai bate abru în mine și mai am vreo șansă să trăiesc. Viața m-a ciurit, mai am vreo șansă să mă ridic. Și eu vă spun în seara asta, da. Nu pentru că noi suntem grozavi aici, ci cineva este extrem de grozav aici între noi. Și el este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, care s-a ridicat în sinagoga din Nazaret și a deschis cartea și a zis, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să aduc săracilor Evanghelia, care am adus-o în această seară, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să dau drumul la robii de război, să le dau slăbozenia, să mă ating de cei care nu văd să-și capete vederea, să dau drumul celor apăsați. Iisus Hristos este aici în seara asta. Crezi că ai nevoie de El în seara asta?
El a venit pentru turiști și împovărat. El a venit pentru Zacheu pe care oamenii l-au respins. El a venit pentru perfecți. Nu te da la o parte în seara asta, cred. Am întâlnit oameni cu un bun simț interesant. Zice, domnul pastor, eu nu merit să vin înainte. Dumnezeu, am făcut prea multe. Iisus pentru tine a venit. Am în spatele meu un bagaj, o povară atât de grea în care nu cred că cineva ar face ce lucru mie. Nimeni nu și-ar face. Crede-mă. Iisus, da. Iisus și-a făcut de lucru cu oameni mult mai rău decât dumneavoastră. Am în mintea mea din când în când îmi apare o femeie în Oltenia, cu un câmp deschis ca și asta, tot într-un cort. Și a venit la mine la final și am predicat din Ioan 3 cu 16 despre dragostea lui Dumnezeu și iertarea lui. Și a venit la mine și a zis, domnul pastor, vreți să spun câte avorturi am făcut eu? Și mi-a spus, nu vă spun. Foarte mult, 10. Și a zis, dumneata, ai impresia că pe mine Dumnezeu mă mai iartă? Am avut un moment de șoc și am reacționat așa cumva, n-am chiar. Să nu mă grăbesc să spun un răspuns așa aruncat dintr-o inimă necugetată. Și am întrebat în inima mea, păi Iisus, ce să-i spui? Cum ce să-i spui? Spune-i da. Eu am iertat-o deja. Pentru că atunci când mi-am întins mâinile să mor în locul vostru pe cruce, am murit și pentru ea. Și dacă ea crede să iertat astăzi și m-a uitat în ochii ei după 15 secunde să nu stau prea mult și am zis, Doamnă, Duhul Sfânt și Domnul spune că te iart. Și a căzut în genunchi de și a năpustit-o un plâns sfâșietor și strigător. Iisus mă iartă, da. Pentru că n-a venit pentru cei sănătoși. Știți și dumneavoastră principiul lui Iisus, nu? Nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Dar nu te duci în hol să vezi oameni sănătoși. În general, România doar bolnavi merg la doctor. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, cei bolnavi. N-avem să chem la mântuire, la pocăință, la neprihănire pe cei neprihăniți, pe cei buni, pe cei care n-au nicio problemă, ci pe cei care au probleme. Iisus Hristos a venit pentru trudiți și împovărați. Dacă ești unul dintre ei, dacă ești una dintre ei, te voi invita în minutele care urmează. Pur și simplu să fac treaba asta, deși prima seară de evanghelizare, dar nu vă pot lăsa, că Domnul vrea să vă lase, vreau să mă rog pentru dumneavoastră în seara asta. Aș vrea să vă invit să vă ridicați pe picioare. Cei care sunteți așezați. Aș vrea să plecăm capetele înaintea Domnului. Și dacă tu crezi că Iisus Hristos a venit în această seară și dumneata să-ți facă invitația ție și ai simțit în inima ta că a pus ochii pe tine și ți-a vorbit direct, tranșant și la obiect, aș vrea în timp ce stăm cu capetele plecate, lăsând un moment de discreție, aș vrea să ridicați o mână sus persoanele astea. Sus, să le văd și eu. Ține-ți-le așa. Dacă crezi că Iisus Hristos a venit în această seară să-ți ia poverile și durerile tale și crezi că este soluția pentru tine și pentru viața ta și că El este singurul care poate să-ți dea ce tu cauți de ani de zile, odihnă și pace, ține și tu mâna ridicată sus. Și dacă treci prin drame și dureri care ți-au sfârșit inima și crezi că Iisus Hristos se poate atinge de tine, de viciile tale, de problemele tale și te poate elibera în seara asta, ține și tu mâna ridicată sus. Și dacă vrei să-ți predai viața în mâna lui Iisus Hristos în seara asta și vrei să vii la Domnul, pur și simplu, chiar dacă este destul de târziu, vrem să ne rugăm pentru tine în seara asta. Și aș vrea persoanele astea care zică în mâna și nu numai, să veniți aici în față. Vă cer un lucru relativ foarte ușor, dar uneori foarte greu. Doamne, domnișoare, bărbați și femei, frați, surori care vă luptați cu lucruri și va vorbi Domnul în seara asta, vă rog să veniți aici în față, exact lângă mine aici în față. Pentru că vrem, frați slujitori, și eu personal să mă rog pentru dumneavoastră în seara asta. Vă aștept. Nu e obligatoriu să stați în genunchi, haideți mai aproape aici. Veniți în seara asta să vă așezați durerile, luptele voastre în mâna celui care l-a câștigat biruindu-le pe cruce. Acum înviți toate puterile întunericului, toate lucrurile rele ale lumii le-a învins Iisus Hristos pe cruce. De aceea te rog, vino la Iisus în această seară cu tinerețea ta ca o floare, așează-o în fața lui la picioare. Pentru că nu vei regăta niciodată la 17 ani cu împotrivat, au trecut peste 30 de ani. Și laud pe Iisus Hristos că mi-a dat cea mai frumoasă viață. Și laud, de aceea te chem, vină la Iisus în această seară. Haideți să cântăm dintr-o cântare și în timpul acesta cei care mai doriți să veniți, vă așteptăm aici în față. Apoi ne vom ruga pentru dumneavoastră.